Fiecare pacient vrea să-și pună implantul care ține toată viața. Dacă rezultatul ar depinde doar de marca implantului, atunci toți și-ar pune același tip de implant și ar avea dinți fixi. Practica arată că nu există implantul ideal. Un implant standard poate să țină chiar și mai mult decât un implant premium, dacă diferă celelalte condiții. Sunt Andrei Podgornăi și astăzi vei afla cât poate să țină un implant dentar și de ce acestea se pierd. Pentru început, trebuie să știi că nu s-au făcut studii comparative între diferite tipuri de implanturi pentru a spune clar care din ele este mai bun, fiindcă nu tipul implantului este factorul de bază care influențează durata de viață a acestuia. Un implant de calitate bună poate să reziste chiar și 50 de ani, dar de fapt, medicul și pacientul sunt acei care influențează direct asupra duratei de viață a implantului. Medicul stomatolog poate 1. Să asigure forma corectă a lucrării protetice. Dacă o coroană sau lucrare protetică pe implanturi nu are o formă corectă și nu asigură o igienizare bună, atunci implantul se poate pierde chiar și în 5 sau 10 ani. 2. Să rezolve reținerea alimentelor de lângă implant. Din păcate, dinții migrează, iar implanturile practic nu. De aceea, aproximativ la 50% dintre implanturi, peste câțiva ani, începe să se rețină mâncarea. Cauza este migrarea dinților. Dacă apare această problemă, sau poate din start coroanele au fost confecționate greșit, implantul se poate pierde chiar și în câțiva ani. Țineți minte, lângă implant nu trebuie să se rețină mâncarea. 3. Să monitorizeze starea gingiei de lângă implant. Lângă implant este absolut necesar să avem o gingie sănătoasă, destul de groasă și fixă. De multe ori este necesar de făcut o plastie a gingiei în jurul implantului pentru a asigura o funcționare corectă a implantului și a gingiei periimplantare. Dacă nu avem o gingie bună în jurul implantului, îl putem pierde și în 10 ani. 4. Să monitorizeze calitatea și cantitatea osului. De multe ori, pacientul nu are suficient os pentru a se insera un implant. Uneori este posibil de făcut adiție de os, alteori, din păcate, nu e posibil. Și atunci, mai bine ar fi de evitat inserarea implantului. Dacă însă se recurge la careva compromisuri, pacientul trebuie să fie informat și el singur își asumă riscurile în caz de un posibil eșec. 5. Medicul trebuie să anunțe și să rezolve problema mușcăturii greșite la pacient. În caz că se depistează că pacientul are o ocluzie greșită, deci o mușcătură incorrectă sau funcțional greșită, pacientul trebuie informat, fiindcă aceasta poate duce la fracturarea lucrărilor protetice sau chiar la pierderea implanturilor. Implantul, deja integrat în osul maxilar, este influențat de toate procesele care decurg în organismul pacientului. Cauzele care pot duce la pierderea mai rapidă a implantului sunt 1. Bolile cronice. De exemplu, diabetul și osteoporoza pot scurta durata de viață a implanturilor chiar și de 2 ori. Diabetul din cauza afectării vascularizării țesuturilor și dereglării răspunsului imun. Iar în caz de osteoporoză, osul din jurul implanturilor se pierde mult mai repede. Și celelalte maladii cronice, desigur, au influență asupra pierderii precoce a implanturilor. De exemplu, în caz de patologie ale sistemului imun, când organismul nu poate lupta cu bacteriile care sunt în gură, un implant se poate pierde chiar și în câțiva ani. 2. Fumatul afectează termic și toxic gingia din jurul implantului. De asemenea, el dereglează și vascularizarea gingiei. Pe lângă aceasta, fumatul favorizează apariția depunerilor dentare și îngreuiază efectuarea unei igiene bune. De aceea, pacienții fumători se pot bucura de implanturi pentru o perioadă practic de 2 ori mai scurtă decât pacienții nefumători. 3. Igiena dentară și boala parodontală. În caz de o igienă deficitară,
dinții naturali pot să reziste chiar și 30 sau 40 de ani. Implanturile însă sunt mult mai sensibile. De aceea, pacienții cu o igienă dentară deficitară pot pierde implanturile chiar și în 10 ani. Încerc să prezint grafic riscurile care ar putea duce la pierderea precoce a implanturilor. Aproximativ de 4 ori scurtează durata de viață a implanturilor oricare dintre problemele ce țin de calitatea serviciilor medicale, igiena dentară nesatisfăcătoare și problemele cu sistemul imun. Le plasăm în zona roșie. Aproximativ de 2 ori scurtează durata de viață a implanturilor diabetul, osteoporoza și fumatul. Le plasăm în zona oranj. Aproximativ cu 25% se scurtează durata de viață a implanturilor în caz de alte maladii cronice. Lipsa dinților vecini, de exemplu în reabilitări totale, și brandul implantului. Deci să înțelegeți, nu brandul implantului asigură rezultate de lungă durată. Oricare din factorii enumerați sau combinație de factori scurtează foarte mult durata de viață a implantului. Ne vedem în următorul videoclip.